Da. Cadoul ăsta, tu. Și cadoul ăla din podpele. Și aici avem umbrela. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi nu o să fie un vlog oarecare, pentru că astăzi am de gând să fac... Să nu faci caca în capul meu, te rog. Astăzi am de gând să fac o farsă și o surpriză în același timp soției mele. Mai exact, o să fie farsa înainte și după care o să fie cadoul propriu zis. Pentru că am de gând să-i fac un cadou și nu o să fie, o să fie ceva mai complex, zic eu. Pentru că am de gând să-i dau prima dată un cadou mai urât, așa, pur și simplu. O să fie niște chestii random puse în cadou. Da, ce costa să uit în capul meu, s-ar putea să vină imediat și Rico. Da, sunt în sală pentru că nu vreau să mă vadă când pregătesc toate lucrurile astea. Eu am comandat niște chestii de pe internet. Pe rând o să-i le dau mai exact, pentru că, după cum am spus, nici măcar nu le-am despachetat. Mai exact, unde sunt? Da. Încă sunt în cutie, scrie și fragil pe ea. Încă sunt ambalate, nici măcar eu nu le-am desfăcut. Mai am încă o cutie aici. Ok, mersi că așa mă zgâriai. Mai am aici încă o cutie. Ăsta e cadoul principal, de fapt. Da, gălăgie, îmi pare rău, papagale sunt liberi. Și deci, după cum spuneam, prima dată o să-i fac un pachet, să-l ambalez frumos, frumos, frumos și o să-i dau pe acela. După care urmează un al doilea pachet în care am luat ceva, nu pentru ea, ci pentru mama ei. Va fi așa ceva ca să îi îmbunez puțin starea când o să vadă primul pachet. Și în ultimul pachet se află ce i-am luat eu. Mai exact, ceva la care nu se așteaptă, nici eu sincer nu mă așteptam, pur și simplu umblam random pe internet și am văzut asta și am zis că, ba, îmi place chestia asta, hai să o iau și în același timp să-i fac și o surpriză. Da, așadar sper să apreciați, înainte de a începe video, spargeți acolo butonul de like și hai să vă explic ce vreau să fac acum. Prima dată am o cutie goală în care vreau să pun mai multe alimente, am spus eu. O să-i spun că special, tot vin sărbătorile de iarnă, avem nevoie de alimente, așa că i-am luat cadou niște alimente. Mai exact, am luat niște paste, niște arpacați, niște... Unde am mai pus, mă? Că era pe aici. Niște dintr-astea, o să-i mai pun eu... și am luat... Și am luat și o inimioară, am luat aici o inimioară simpatică, așa de Crăciun. Așa că hai să punem frumos. O să pun astea, o să pun niște hârtii peste. Am luat și aici o coardă, bine, e o coardă pe care o aveam, dar o să fie așa ca și cum nu și-am dat seama, să pară ceva mai interesant. Așa. Și o să fie asta deasupra aici frumos. Și o să-i mai pun și asta. Cam așa, cred că. Ceva de genul. Da, iar a aterizat ăsta în capul meu și mă cam zgârie. Ok, și ăsta o să fie pachetul pe care o să-l dau prima dată. Deci cam așa o să fie. Nu știu exact care să-l ambalez, ce culoare să-i fac. Care e mare. Așa că... Îl fac uite cu ăsta. Am mai multe pentru că pe fiecare vreau să-l ambalez. O să-i dau pe ăsta roz, așa. M-a ajutat super, nu? Am ajutoarele aici cu mine. Da. Ok. Și cam așa ar arăta primul pachet. Da. Ăsta e pachetul surpriză. Fake-ul, ca să zic așa. Deci prima dată o să mă duc cu pachetul ăsta, frumos ambalat. Și mai apoi voi face acum al doilea pachet. Ăsta, de fapt. Întâi o să dau hârtia asta la o parte. Nici măcar nu l-am desfăcut, în care am un mop. Un mop nu chiar simplu, un mop mai deștept, să-i zicem așa. Așadar, ăsta este mopul. Nu e nicio sponsorizare, nicio reclamă plătită sau lucruri de genul ăsta. Pur și simplu le-am cumpărat și am vrut eu să fac treaba asta, surpriza asta Sabinei. Da, acum o să-l ambalez pe ăsta, deci o să-l dau pe ăsta imediat după ce îl deschide pe ăla. Revenind, mă scuzați. Așadar, tu ce cauți? Ce dorești? Ia spune. Vrei papa? Uite, ia niște semințe.
Da, ei sunt învățați ca să le dau și recompensă. Nu, degetul meu nu-i recompensă. Da, continuăm. Vreau să-l ambalez acum pe ăsta și după care pe ăla, în care o să vedeți o surpriză ce am. Ai treabă? Uite, stai și tu aici, te rog. Că eu am treabă. Dacă tu n-ai treabă, hai, du-te, du-te. Du-te după el. Hai, stai acolo. Fără, hai, stai acolo, du-te unde vrei. Așa, hai să continuăm. Al doilea, nu le-am pachetat foarte frumos, sincer, dar na. Ar trebui să vă las pe voi să tăiați scociul. Ia, rup eu cu dinții. Bun. Și acum piesa de rezistență. Nici nu am desfăcut coletele, după cum v-am spus. Așa. De fapt, nici nu-l desfac. Îl ambalez și o să-l vedeți exact. Să fie surpriză să vedeți ce este exact aici. E ceva foarte interesant, mi-a plăcut de prima dată cum l-am văzut și am zis că ar trebui să iau așa ceva, pentru că ei îi plac lucrurile de genul. Foarte frumos, dar na. L-am împachetat și pe ăsta, nu e perfect, cum mă așteptam eu. Nu mă pricep, l-am împachetat așa că nu se descubura. Da. Acum o să mergem în casă și o să filmez direct reacția ei, să vedem când o să primească cadourile, unul câte unul. O să iau, nici nu știu exact cum să fac, sincer, că nu m-am gândit acum la treaba asta, pentru că nu le pot duce în casă să le ascund în cameră, pentru că ele sunt în casă. Pur și simplu o să merg cu un pachet cu camera în mână și o să intru direct, uite ce am pentru tine. Așadar, spuneți și voi aici ceva la cameră, băieți. Nu că n-ați fi spus până acum, mi-ați țipat în ureche și ați vorbit continuu, dar na, cam asta e treaba. O să mergem în casă, voi rămâneți aici. Dă un pupic, dă și un pupic. Bravo. Bun. Le-am pus momentan aici afară, pe prispă, și o să-l iau pe primul, exact în ordinea asta. O să mă vadă doar cu un singur cadou și o să mergem așa cu ăsta să vedem exact. Ia uite. Wow. Dar pentru cine era mai Bogdane? Pentru tine? Nu, te cred. Ia uite, pentru Nicolas. Ia uite, Nicolas. Da, asta pentru asta când e? Pentru tine. Pentru ce? Cu ce ocazie? Cu ce ocazie? Adică a trecut Moș Nicolae și mai e puțin până la Crăciun, îl desfac. Desfac? Vrei să-l desfaci? Trebuie să-l desfac. Da, hai să-l desfac. Cu Bogdan, ce-l faci mereu, surprize, bă. Ia, trage, mami. Trage, nu, trage asta. Hai că are bandul și aici. Aia, păi l-am îmbalat frumos, vezi ce i-am tras acolo, un scotch pe el. Eu și-am îmbalat. Și acum cutia. Ei, na, așa trebuie lucrurile mei, că aduci noroc dacă... rupi și nu desfac. Stai, Nicolas, nu-i vezi fața lui, ce curios e. Ia. Ce-i acolo? O inimioară. Asta e coarda Nicolas. Astea sunt pastele, mănânc cu ton. Vezi, a luat ceva bun. Îți place? O, dar ce s-a luat, Bogdan? Îți place cadoul, iubi? Da. Ce cadoul ăsta, tu? Și cadoul ai luat din podpele. De la provizii pentru COVID. Exact. Altceva nu mai este. Îți place cadoul. Ai ceva prin data aici, prin data. Păi unde, mă, inimioara aia? Inimioara aia e nouă. Abia ți-am luat-o. A, asta?
asta e nou. Da. Aici două. S-au luat inimioare. De asta mă gândeam, mă, nimic la început. Nu avea nimic, Ania. Provizii de COVID. Ăla-i cadou. Da. Nu, e bun, ușor inimioare, ce mai... Da, asta sigur ai luat-o, mi se pare că nu mai avem. E nouă, e știu că mai aveam și noi. Aveam de asta? Da, știu că era una de asta. Tot prin podi. Nu, chiar e nouă, aia am cumpărat. Da. Da, de asta n-am fost, am zis că e tot una de prin pod. Când am văzut-o. Deci, mai doctorul, mă, băieță. Da, foarte, să faci sport. Da. Da, să faci sport. Măcar cu tine e bun. Așa, aici avem umbrela. Și aici avem umbrela, nu? Seamănă umbrela? Ei, păi e lung, na. Ce poate să fie, dacă e tot de prin casă. Seamănă umbrela? Dacă e tot de prin casă. Hai, Nicola, să trage. Ce fi mai avut? Un moc, mi-a luat un moc. Ha, 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 să mai curaj în casă. Mi-a luat un moc, ce ai zis că... Tot vin sărbătorile să fac curaj. Dar chiar un moc, a zis că facă ea ce... Mai era un moc. Azi poate cutia, ia uite, mi-a luat moc. Ia să văd. Vreau să văd și eu, că sincer nu l-am văzut, sincer. Mă gândeam acum, zic, stai să vezi că doar ambalajul și-o fi umbrelă, cum am zis eu. Ai de ăsta care pui apă în el. E un mop mai deștept. Da, e pentru parchet, nu? Nu știu pentru ce. E cu aburi. Oare cu aburi? De ăsta care curăță ăsta. 2-in-1 scrie pe el, eu am zis că e bun ăsta. Da, o să citim instrucțiunile. Da. Deci un mop multifuncțional. Stai, îți place cadou? Da. Dar știi care e faza? Că ăsta de fapt nu e a tău. Ăsta poți să-l pune înapoi. Pune-l înapoi. Păi și eu mai pot să-l pun la loc înapoi. Pune-l înapoi. Ea o greșit cadou. Ce, ăsta era lui Mike mea să ce? Păi ăla era cadou ei, da, ăsta e a tău. Care e a meu? Mopul. Dar cum să nu? Mopul e a tău. Păi fac eu curat, tu trebuie să faci curat. Mopul e a tău. Vorbesc serios, mă pui a tău. Nu, ăsta era cadou ei. Nu mai fi făcut ei de afară. Ăsta era cadou. A cui, mă, ăsta? Ăsta e a tău. A, și ăsta e numai mea, mă? Da. Și ăsta e și pentru geamuri? Habar, ăsta e pentru geamuri. Nu știu, mă, că dacă tu l-ai descoperit acum prima dată. Păi zic și eu că ăla e pentru geamuri. Da, cred că. Ai ce fain, da. Ai 2-in-1, 3-in-1, cât o fi. Da, mersi, adică nu ți mulțumesc, asta mea, că asta dă-i lui Mike. Mulțumesc, măi, generele, mai îmi scutești munca, știi, că dau rău de cu el pe aici. Păi nu-i bun? Da, mulțumesc. Cadou eficient, îl folosim cu toții. Da, dar n-ai căutat-o cu el, tu doar cu mătru. Da. Ăla-i a tău, a tău vine din Crăciun. Mai durează, ăla-i a tău. Nu-mi ceva în inima, ce-i a tăi? Păi asta ziceam, mă pui să... Mă pui să rup inimioara. Ei, am luat eu cârtea, era s-o pun tot cu etichetă inimioara, el s-o pun. Am căutat eu ceva, dar nu are nimic. Dar nu mai fi făcut ei de afară, ia să vedem. Dar ce, parcă ai știri, nu? Păi da, zic și eu, pot așteptăm acum. Asta e moș... Asta e moș Crăcilă. Moș Crăciun. Nici Crăciun. Nici Crăciun și nici moș Nicolae. Asta e moș Crăcilă. Uite, voi, Sabina. Yeah. Wow. Dar tu când ai avut timp să le... Așa ia, dacă eu nu mă duc deloc pe la sală, de acolo. Da. Hai, Nicola, hai. Hai, aici ce avem? Acum spune, cutia aia care e afară, pe care trebuie să o despachetezi oricum. Ți se pare că e cât asta? Nu. Nu? Bă, nu iei tu ceva, parcă? Am văzut afară o cutie cu fragil, zic, hai, cred că o fi ceva pentru căciuni. Da, aia e de 4 ori mai mare decât asta, ia altceva acolo. Bă, dar ce ai mai împachetat, mă, bă? Da, m-am chinuit. Dar cine a avut cutii acum? De unde am avut cutii? Nici măcar nu le-am despachetat, dacă vrei să știi. Deci nici pe ăla, nici pe ăsta nu le-am despachetat. Cum erau așa venite? Da, au piele, datele și tot. Nici măcar... Ei, să vină ce ai? Ei, aici apare a fi ceva de, tot de casnic, nu? După cum arată în desen. Vezi că trebuie o foarfecă sau un cuțit.
N-ai să poți, îți trebuie un cuțit. Mai frumos și mopul meu, fiecare. Deci, frumos și mopul, nu? Și așa, trebuie cumpărate altele, mop, aspirator. Păi, nu știu dacă aveau plăcintă de gostar. Da, tot ai zis că ți-am rupt mopul. Mi-ai făcut un mop cadou. Ia. Hai, Nicolae, să mă ajut aici. Deci, ăsta sunt cadourile, gata, de Crăciun nu mai așteptăm nimica. Nu? Da, să-i cumpăr și un cadou, o lopată de zăpadă. Un șorț de bucătar? Da, după mă beau. O, dar ce l-o mai ambalat. Nicolae, dă-te un pic mai așa, mamă. Ha, fa! Nicolae, nu stai așa aproape, tati, dă-te mai încolo. Uite că eu cum țin cuțitul ăsta... Ok. Ai grijă. Nicolae. Nu, ai ceva pe acolo să se tai. Nu, că am desfăcut doar asta. E o cutie în cutie? Nici eu nu știu sincer. Deci spun sincer că da, sper să fie cum arăta pe ia, Nicolae, să internet, sper. Să nu-mi fi luat apă, sper. Așa e, că pe internet mai vezi ceva și de fapt e altceva. Ia. Deci n-am desfăcut pachetele, deci atât. Singurul făcut de mine e ăla, restul le-am ambalat atât. Și după aia ce fac? Le pun, le ambalez la loc și le pun la brădus pentru Crăciun? Ana, nu-i de Crăciun, deci nu, ăsta e așa, am vrut eu, nu-i de Crăciun. La Crăciun e altceva, lasă. Iar? Au, ceva ros. Ia uite, Nicolas. Ce asta? E o jucărie. E jucărie. Jucărie, măi, Nicolas. Uite, mai zici pe râd. Și e asta, Nicolas, o jucărie? Da. Cu ia, ce ia, e? Spune încă o dată, Nicolas. E jucărie. Jucărie, nu spune. Jucărie. E jucărie mea. Așa, stai, vezi că e fragil, într-adevăr. Aaa, cred că e de făcut vată de zahăr. E de făcut vată de zahăr? Da. Mai du-te! Da. Mai du-te! Da. Serios. Da, ăsta-i tot? Stai că... A, ba nu, uite asta albă aici. Uite. A, păi putem da... Au, are și beții. Păi da, mă, de asta mă uitam la beții, zic, ciopiu. Beții. Dar mai aveam niște bețe, știu noi, de la sushi sau de la ceva aveam asemănătoare. De acum dăm petreceri, dragilor, veniți la noi, facem vată pe zahăr. Da. Punem la poartă că vine anul de zahăr. Vreau să neapărat îl testăm. Ua, ce drăguță-i. De așa de finuț. Și cum asta vine interior? Cred că asta e atât de fragil dacă... Bă, nu știu cum e, dar văd că arată exact. Aia e foarte ia, stai, fragil, adică aia, trebuie să umbli încet cu ea. Asta vine așa deasupra. Da, ceva de genul, uite. Hai mă, că arată exact ca pe internet. Super. Vezi ce fain? Uite, și are și de asta. Așa aici faci așa. Aici pui zahărul cumva, nu știu exact. Ei, trebuie să citești. Este exact ca alea mari, pe care le au așa când vând vată. Ce drăguță. Da. Facem vată de zahăr. Ha? A, nu-mi imaginam eu așa ceva. Primesc eu vată. Și roz. Exact. Ca bradul. Exact. Asta e frumoasă să stea așa undeva, știi, să vezi. Păi o punem în bucătărie și putem să o folosim când vrem. Avem vată de zahăr acasă. Când tot... vrem, ca să ne îngrășăm sau da. Ce? Ei, când vreau eu atunci. Când vrei tu, da. Da, uite ce frumos. Asta e frumoasă la petreceri. Are și roți. Da, mami, nu trage de roți, așa că să se deforme. Da. Asta când ai o petrecere, își vine cineva de Crăciun, ceva, face copii. O vată. Da, da, copii, exact. Mai ales la copii. E practic, știi? Colorant ceva. Nu. Mm-hmm. Îți place? Da, iubi, asta e frumoasă. Asta e ultimul, gata. Nici nu mă aștept. Nu mai am alt cadou ceva. Afară. Dar e suficient cât vrei. Băi, îi faci fetii gospodini. Da. Da. Asta e cadou. Da. Îi facem un video dedicat în care îl testăm la tine pe canal. Da, ok. La tine pe canal îl testăm. Deci dacă vreți să vedeți cum folosim aparatul ăsta, abonați-vă la canalul Sabinei și acolo vedeți un video. Activități în familie. Primul link în descriere, în primul comentariu acolo. Azi bag în priză, da. Unde pui zahărul. Bă, da, deci azi îl folosim, azi vreau să folosim, vedem dacă filmăm asta sau nu, dar... Zahăr, păi nu știu, dar asta e ideea. Ca să iasă vata colorată, cum facem? Cumpărăm colorant? Citești?
colorant alimentar, nu? Nu știu, da. Dar te uiți pe internet cum fac ăștia. Da, și albă dacă e poți să o faci. N-are... Da, cauți exact instrucțiunile de la aparat și găsești. Nu, dar aia cred că trebuie să o apeși, să o... Ei, las, eu nu vreau să o apăs, vrei să o strig. Da, cam asta e. E super. Da, tu faci curat. Da, e jucărie, am văzut eu ceva de pe acolo, pe cutie, dar nu. Da, mersi, iubi, mersi. Da, cu plăcere. Mulțumim că asta e pentru tot. Asta nu e colie. Dar ce, mami? Ce faci la ea? Vată pe sală. O să vezi, dați. Și mănânci? E zahăr, mami, cum nu-ți place zahăr? Mă place zahăr. Mă place zahăr. Da. Da, mersi, iubi, trebuie să luăm bețe de. Da. Așadar, cam ăsta. Mi-a luat să faci curățenie și mie mi-a luat să fac prăjituri. Da, mami. Are mami buton, da, să l-am ieșit. Cam ăsta a fost video. Sper că v-a plăcut. O surpriză neașteptată pentru ele. Pentru amândouă, nu doar pentru ea. Luna cadouri. Da, pe deci, luna cadouri. Da. Toată luna se da cadouri. Deci nici tu, cred că nici habar n-aveai, nu te așteptai, nu? Nu. Nici atâta, da. Bun, sper că v-am avut surprindere. Asta a fost video, dacă v-a plăcut încă o dată, spargeți acolo butonul de like. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vreți să vedeți și mai multe videoclipuri. La canalul Sabinei, bineînțeles, activității familia acolo, să testăm asta și vedeți multe vloguri cu mâncare și multe alte nebunii. Pe canalul mamei Sabinei acolo vedeți canalul cu prăjituri, cu mâncare și mai ales croșetat. Croșetează și face tutorial de croșetat. A croșetat aceste lucruri de Crăciun și multe altele, vedeți acolo dacă vreți să vedeți lucruri interesante. Și Nicolas are canal, toată familia are canal. Nicolas! Da, el acum face cola, gata, are treabă. Asta a fost video. Artificială. Da, face zăpadă, dacă nu avem zăpadă afară, numai bine, prieteni!